S-a luptat Hatice ceva să o ceară Mihaița. Sincer, nu înțeleg de ce ea a trebuit să muncească pentru această cerere. Din punctul meu de vedere, cea mai mare dificultate a pus-o Cătălina, pentru că chiar a fost super, super ok și am văzut-o pe Hatice trăgând de aia ca și cum, nu știu, ar fi avut un tren în față. Dar așa a fost să fie. Nu cred că s-ar fi gândit nimeni că ar câștiga altcineva în afară de Hatice. Până la urmă, ați văzut, dacă n-au fost astăzi, clar, este o întâlnire, o ieșire în natură, o logodnă, de fapt. Mă uit la Cătălină în acestea, mă bucur că nu are și ea ceva grav. Deci, sincer, eu am rămas cu teama aia. Cu... Am așa un... O o frică când l-am văzut pe Roberto dintr-o prostie. Băi, nene, și-a rupt două tentoane, vă dați seama? Deci mi se pare absolut ireal. Dintr-o joacă. Deci ca să vedeți ceasul rău poate să fie oriunde. Chiar mi-a fost frică, sincer.